foarte cald și care în permanență susține necondiționat echipa. Acest lucru a contat și în luarea deciziei mele de a veni la Brăila. Mulțumesc conducerii și tuturor factorilor implicați pentru încrederea acordată și sper din tot sufletul ca în acest sezon să avem bucurii și realizări, să avem o echipă care să bucure fiecare spectator și, bineînțeles, pe cei care investesc în această echipă. Și pe această cale vreau să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean și domnului primar, pentru că fac eforturi deosebite de a susține o echipă la un nivel ridicat de performanță. Nu este puțin lucru Brăila să fie în partea de sus a clasamentului, însă trebuie să avem răbdare, având în vedere că sunt multe jucătoare noi, să reînodăm acele performanțe deosebite care s-au realizat în trecut, dar cu încredere, cu optimism și cu muncă din partea tuturor, sunt convins că totul va fi bine.